Școlarii din Piscărești riscă să rateze următorul an școlar, deoarece satul lor este înconjurat de pădure, iar acolo și-a făcut simțită prezența o haită de lupi. Cu două săptămâni în urmă, aceștia au mâncat un vițel pe pajiștea din valea satului. Când am ieșit la îngăsătea, că de acolo, i-am gata, era mâncat. Tătă și nici nu avea oase. La 1 septembrie copiii nu duc la școală. Ne teme să-i lăsăm. Trebuie autobuz. Dacă nu o să fie autobuz, rămânem repetenți, cred că. Ca altă parte n-avem unii, da. Reprezentanții primăriei din Sârcova susțin că nu au bani pentru a procura un autobuz. Ei au cerut sprijin de la autoritățile satului, dar nu au primit deocamdată răspuns. Nu avem niciun mijloc de transport, deoarece maxi-taxiul care îi transporta mai înainte și mergea pe ruta Sârcova-Piscărești, li s-a retras licența. Reprezentanții Asociației Vânătorilor și Pescarilor spun că prezența lupilor a fost anunțată anterior și în raionul Joldănești, iar ei cred că ar fi vorba despre aceeași haită. Totodată, unii pădurari presupun că lupii se înmulțesc pe teritoriul țării. Apariția lupilor este de mai mulți ani, de câțiva ani, însă în ultimii ani posibil de acum să fie și acei care se reproduc la noi pe loc, în zona centrală a Codurilor, posibil și chiar ceva aici și mai la sud. În satul Piscărești sunt 31 de copii care frecventează gimnaziul din satul vecin Sârcova. Ministerul Educației nu a reacționat încă la demersul autorităților locale.